Despre destinul diviziei 4 infanterie, distrusă în capul de pod de la sud de Solnok, s-a scris foarte puțin. Divizia avea să rămână în amintirea tuturor ca fiind divizia trădată. Filmul ce urmează este un omagiu adus celor care au murit acolo, trădați fiind de noul aliat militar. Domnule colonel, care a fost situația diviziei 4 infanterie după 23 august 1944 și cum a ajuns ea în capul de pod de la Tisa? Foarte pe scurt, această divizie a fost înființată în anul 1883 prin transformarea diviziei 3 teritoriale, a participat la războiul 1913, primul război mondial și cel de-al doilea, iar în august 1944 ea se agăsea la Târgu Frumos, unde a urmat soarta majorității marilor unități române, în sensul că a fost dezarmată de către trupele sovietice, oamenii luați prizonieri și trimiși în RSS, iar materialul, în special materialul de artilerie, materialul greu, capturat. Totuși, o parte din componenții acestei mari unități au reușit să fugă, să se retragă și să ajungă la părțile sedentare. În ziua de 8 septembrie 1944, divizia primește ordinul Corpului 4 Armată, căruia se subordona, să se deplaseze în zona Dioști, apele Vicelaru, la 20 km vest de Caracal. Din acest moment începe calvarul acestei mari unități. Autorii actului de la 23 august 1944 au nădăjduit că vor obține o colaborare de comandament cu sovieticii mai bună decât a avut Antonescu cu germanii. Faptele au arătat că s-au înșelat și s-au înșelat destul de rău. Primul lucru pe care îl fac sovieticii este să se dezarmeze marile unități din Moldova, circa 160.000 de oameni iau drumul prizonieratului. Iar pe 5 septembrie 1944 dezarmează întreaga flotă română. Sovieticii vor proceda în ziua de 7 septembrie 1944 la subordonarea totală a armatei române față de frontul 2 ucrainian. Dar cele două armate române nu au fost subordonate direct comandamentului frontului, cum ar fi fost normal, ci subordonate altor armate sovietice, deci subordonate unor eșaloane de nivel egal. Astfel, armata 1 a fost subordonată armatei 53, sovietice, condusă de generalul Managarov, iar armata a patra, armatei 27 sovietice, condusă de generalul Trofimenko. Mai târziu, pentru a mai atenua puțin situația, această combinație se va numi grup de armate, dar el nu va avea nimic din ceea ce trebuie să aibă un grup, adică un comandant de grup de armate, un stat major al grupului de armate și unități proprii ale grupului de armate, ci cel care va comanda va fi generalul comandant al armatei sovietice. Corpul 4 Armată Român, din care făceau parte atunci diviziile 2, 4, 5 și 15 infanterie române, este subordonat Corpului 75 de Armată Sovietic, general de brigadă Achimenko. Prin urmare, Corpul 75 Sovietic ordonă Corpului 4 Armată Român ca divizia să se deplaseze în zona pomenită, Dioști, apele Vicelaru. Dar, după nici două zile, se primește un nou ordin, tot din partea Corpului 75 Armată Sovietic, ca divizia să se întoarcă și să se dispună în zona Giurgiu-Zimnicea. Deci, un marș înapoi. Aici va sta până pe 15 septembrie. Pe 15 septembrie, un ordin o pune din nou în marș, pe direcția prin sudul Olteniei, Banat, până ajunge la 9 octombrie, la Jebel, în apropiere de Timișoara. Apoi marșul continuă până la 13 octombrie prin Oroș, Haza și Sarbaș. Pe 14 octombrie, divizia primește ordin, acum de la Corpul 27 Armată Sovietic, ca să intre în capul de pod sud Solnok și să înlocuiască acolo divizia 409 Infanterie Sovietică. Observăm că, într-o perioadă de 37 de zile, Marea Unitate a parcurs numai pe jos 1500 de kilometri. Din aceste 37 de zile, numai 5 zile au fost de repaus. Ceea ce înseamnă că, în medie, etapele zilnice au fost de 47 de kilometri. Dacă mai adăugăm și drumul parcurs de oamenii care se retrăseseră din Moldova, de circa 400 de kilometri, observăm că aceștia, în aproape două luni de zile, parcurseseră circa 2000 de kilometri. Efectivele ei erau constituite în proporție de 65% din recruți, oameni care făcuseră numai instrucția individuală și școala de grupă, dar nu efectuaseră nicio tragere. Deci, este limpede că capacitatea de luptă a acestora, dat prin faptul că instrucția lor era sumară și 40 de zile fuseseră numai în marș, era redusă.
La aceștia se mai adăugau 35% oameni vechi, a căror stare de spirit, spun documentele vremii, ca o consecință a înfrângerii din Moldova, era dăunătoare forței morale. La aceasta se mai adăugau și lipsurile în dotare. Astfel îi lipsea un întregime, în proporție de 100%, tunurile anticar grele. De asemenea, avea mari lipsuri la tunurile de câmp, în proporție de 59%, la mitraliere, în proporție de 50%, la mitraliere antiaeriene, în proporție de 100%, și la materiale de transmisiuni, între 50 și 80%. Comandantul Corpului 4 Armată, care se subordona divizia, generalul Stoienescu, precum și comandantul Armatei 1-a, care se subordona Corpul de Armată, generalul Nicolae Macici, au înștiințat Marele Stat Major și au cerut ca această mare unitate să nu fie introdusă în luptă, întrucât nu își terminase reorganizarea. Comandantul Corpului 27 Armată Sovietic a refuzat să țină cont de aceste doleanțe și a ordonat ca marea unitate să fie introdusă în capul de pod Solnok, unde a schimbat divizia 409 Infanterie Sovietică. Care era situația în capul de pod de la Solnok? Marea unitate română a fost așezată și pe malul estic și pe malul vestic al Tisei. Situația de acolo era la un moment dat destul de încrâncenată, în sensul că armatele româno-sovietice dețineau capete de pod pe malul drept al Tisei, dar și forțele germano-ungare continuau să dețină capete de pod pe malul stâng al Tisei. Deci, o situație operativă deosebit de complexă, care trebuia să-i se facă față, și se prevedea de acum că germanii vor ataca tocmai în acest sector pentru a-și menține comunicația Cegled, Solnok, Tiorok, Szent Miklos. Marea unitate deci a fost introdusă în acest sector, având în dreapta divizia 409 sovietică, iar la stânga divizia 2 infanterie română. Din nefericire, și documentele de arhivă arată că vinovat de aceasta se face generalul comandant al diviziei 409 sovietică, între divizia 4 română și cea sovietică a rămas un sector de 3 km neacoperit. Și tocmai pe acolo, sau și pe acolo, vor pătrunde în forță tancurile germane. Sectorul diviziei era de 30 de km, un sector imens, chiar pentru o mare unitate care ar fi fost dotată 100%. Din acest sector de 30 de km, front activ însemna 21 de km. Iar generalul Chirnoagă și-a amenajat dispozitivul cu majoritatea batalioanelor de infanterie în linia întâi pentru a acoperi cât mai bine acest teren. Iar artileria, puțină cât o avea, a rămas în sectorul de pe malul stâng al Tisei. În zilele de 16 și 17, trupele germano-ungare au efectuat unele operațiuni de cercetare. Toate acestea au fost raportate de către divizie, corpului de armată și armatei. Iar pe data de 19, la ora 6 dimineața, au dat un atac în forță de pe direcția Solnok, lovind spatele diviziei 4 infanterie și practic pulverizându-l, și totodată introducându-se prin acel sector de 3 km lăsat liber pentru a înainta pe direcția Meziopur. Luptele au continuat în tot cursul zilei de 19 și rezultatul deci este acesta. Forțele române de pe malul stâng al Tisei au fost practic pulverizate. Au mai rămas numai cele de pe malul drept. S-a raportat imediat la Corpul de Armată și la Armată. Acestea au luat legătura cu Corpul 27 sovietic, cu armata 53, general Managarov, cerând cu insistență ca să se intervină masiv cu artileria și cu tancurile, pentru că forțele germano-ungare care atacă sunt numeroase, era vorba de două divizii, divizia 13 blindată germană și o divizie Moto-SS. Documentele noastre afirmă că germanii au atacat cu 60 de tancuri, dintre care unele de tipul Mark IV, tip tancuri foarte solide, foarte puternice, și asupra cărora artileria română n-a avut niciun efect. Nu s-a luat absolut nicio măsură de către trupele sovietice. Probabil nu ne-au crezut, deși era foarte ușor ca, folosindu-se de aviația, de cercetare, de observație, să ordone un zbor ca să se convingă care este situația. Totuși nu s-a luat absolut nicio măsură. În situația aceasta, generalul Platon Chirnoagă, care și avea punctul de comandă
pe malul stâng al Tisei, trece în mijlocul trupelor sale, deci în mijlocul infanteriei, pe malul drept al Tisei. Atacul este reluat în dimineața zilei de 20, cu aceeași intensitate, și trupele noastre rezistă până la ora 16. De ce până atunci? Pentru că s-a terminat muniția. La ora 17, generalul Platon Chirnoagă, împreună cu ofițeri din statul major și trupă care erau acolo, au încercat să treacă Tisa pe butoaie, pe bușteni, pe plute, dar când au ajuns pe malul stâng, au fost capturați de către trupele germane. Pierderile diviziei 4 infanterie română în acest cap de pod sunt foarte ridicate. Și anume, 179 de ofițeri, ceea ce înseamnă 50%, 272 subofițeri, 65% din total, și 4680 trupă, adică 65%. După încheierea bătăliei, Frontul 2 ucrainean, chiar sub semnătura mareșalului Malinovski, a trimis o scrisoare, un ordin observator către Armata 1-a română, Marele Stat Major, și Armata 7-a de gardă sovietică, căruia este subordonat la acel moment Armata 1 română, în care considera că de vină pentru eșecul de la Solnok sunt în întregime trupele române. Bun înțeles că ai noștri au protestat energic, arătând că situația nu este deloc așa, că această divizie a fost introdusă în capul de pod, fiind nepregătită pentru o luptă cu tancurile, în condițiile în care ei luptau cu desăvârșire materialul antitank, capturat în Moldova de trupele sovietice la trupele române și pe care au refuzat să ne-l înapoieze, și au cerut ca această unitate să fie ținută pe un front defensiv. Credeți că această divizie 4 infanterie se poate numi divizia trădată? Această divizie, dacă ar fi primit în ziua de 19 octombrie sprijinul adecvat, dacă sovieticii ar fi produs un contraatac violent cu aviație și tancuri, este sigur că divizia ar fi fost despresurată. La 31 ianuarie 1945, pe frontul din Ceoslovacia, ostașii români au găsit scrisori semnate de 3 soldați din fosta divizie 4 infanterie, căzuți în prizonierat la 21 octombrie 1944. Cei 3 prizonieri români își implorau camarazii să le anunțe familiile că erau sănătoși. Înălțăm o rugăciune pentru sufletul lor și sperăm că au reușit să se întoarcă acasă.